Bună ziua, dragii mei! Vă arăt în acest video cum i-am renovat living-ul apartamentului în care locuiesc acum. Așa arăta când am venit eu. Am știut dinainte că vreau să fie verde oliv cu accente de auriu, verdele oliv fiind culoarea mea preferată. Am căutat o nuanță care să-mi placă. Cam aceasta este nuanța, tavanul l-am văruit într-o nuanță de crem. Am montat acest candelabru care mi-a plăcut foarte mult. Pe unul dintre pereți am aplicat profile decorative de polistiren pe care le-am vopsit în culoarea peretelui. Am găsit această comodă la un second, care aparent pare foarte demodată, dar fiind realizată din lemn masiv și de o calitate foarte bună, am șmirgheluit-o și am dat-o cu totul altă înfățișare care se integrează foarte bine în ceea ce voiam eu. Mi-am adus aici și mașina de cusut, și pentru design, dar și pentru faptul că lucrez destul de mult și croitorie. Am primit de la cineva o felie mare de lemn dintr-un buștean. În ideea realizării unei măsuțe, am confecționat un cadru din metal, i-am sudat picioarele din fier beton, cadru pe care ulterior l-am vopsit negru. Lemnul l-am prelucrat, l-am șlefuit, l-am lăcuit, am umplut crăpătura pe care o avea prin topirea unei lădițe de plastic de acest gen, deși cred că ar fi arătat bine și dacă lăsam așa cum era. Dulapul l-am luat de la IKEA, nu aveau decât pe gri, modelul și dimensiunea care voiam eu, așa că am făcut felușile ăsta, le-am vopsit negru, am cusut perdelele, draperiile, am comandat un colțar. Iar în afară de câteva elemente și detalii care lipsesc de aici, cam așa arată rezultatul final.